Bună dimineața, prieteni! Suntem în Răscoala și am venit să vedem de 1 mai cum se tund oile aici în zona. Viața bună! Din Răscoala. O zonă superbă. Hai sănătate! Să trăiți! Să fiți sănătos! Asemenea! Sănătate! Sănătate! Salut! Sănătate! Doamne ajută! Iar mă pisește pe ăsta! Nicu, bate-o mai acolo! Acum... Bate-o mai aici, mai îndâmp aici! Lasă-o! Dă-o loc la mea, că mai dacă nu o bate! O bagă pe mea! Auzi ce spune! Bate-o aici, mă, cum spune! Bagă-te tu primul! Hai că... Prinde-o 3-4 de început. Ia scoate, ia bătă aia. Ia mă după. Când am băgat ultima dată de astuns oile de la liv de acolo, a întrebat cineva că dacă nu se tund oile, ce se întâmplă? Ce se întâmplă dacă nu se tund? Mor! Mor? De căldură! Mor vara de cald! Păi da, omul vara nu se... Mor, de ce nu se tund? De ce stau cu părul mare în cap? Sau nu se dezbracă când e cald și... E. Nicu, te bagi la asta! Cam cât îți ia așa la o oaie? Depinde. Dacă are foaie. Dacă nu au foaie, are... Hai de eu. 10 minute, 100 de oră. Vă că sărbătoriți unul mai prin muncă. Da? Vedem dacă o da gratarul din 1 mai după ce gratăm. Cred că îl dă pe ăla de la ușă. Gratarul? Da. Da. O armină. Uite.
Da. Vezi că aia te cred că are margeal. Ia-o, tot. Asta n-are? Nu, nu, aia lui Nic. Asta le văd, are două are. Păi alte nu mai are. Altele nu mai are. Taie-le jos. Păi nu mai e falos, hă? Paiul ăla ce rămâne, a? Da, e din la nouă. Are? Liviu, ăsta e ăla, micușoară. Are un pic. Nu chiar ca lui Liviu, da. Ceva, ceva. Ai dat porumb. Iau ce mă, domne. Mamă, hu. Azi și târg la pui. Da. Nu-i expoziție normal, știi? Că târguri nu au voie. Dar de ce pe altă tărți au voie? Poftim? Acum ai pus-o, trebuie să stea, n-are încotro. Da, da. Și aici...
vizită, domnul Rotund. Poftim? La un piață, la țară, noi fac o vizită. Ai oprit ceva a miei, Cosmine? Anul ăsta nimic. Nimic, numai ăștia acum ce eu... Ăștia mici, ori patat acum pe urmă, vom 5. S-a urcat apa anul ăsta, bine, mie acum am dat la viață, restul am tăiat. Înseamnă că la mulți ai de lucru. Toate, toate sculate, ia că aștia 5 toate care sunt. Ce v-a ajuns, dragă? Cât locat în baie, dar e bun că ține umbră, știi? Ajung. Și cu lâna n-ai ce face, a? Cu lâna deocamdată nu știm nimica, dacă ce? Cumva organizează primăria ceva, că acum vă 3 ani, 4, iar organizat. Da? Domn primar, o luat-o. Uh-huh. Da, deocamdată nu știm nimica, dacă nu... O ții până când? În saci, depozitată până când... Da. O să avem o... oportunitate să o dăm. Dar în anii trecuți, în afară de anul acela când o făcut primăria, ai mai găsit altă modalitate de... Ori mai venit. Samsar, să spunem așa. Da, da. De... Îți dau 50 de bani, 70 de bani pe kilo de lână. Da, am dat-o așa că... Da, ca să nu mă ocupă spațiu. Da. Ar face un centru de colectare pe undeva, n-ar fi. Da. Pe restul, toate ori mers bune. Și miei ori mers anul ăsta bine. Și cașul iară, brânza. Bine, și muncă e. Și muncă, da. Ori fost și plătite. Le am, așa e Liviu. Dar munca asta de întreajutorare cu prietenii are și o denumire aici la, în zonă. Cumva? De clacă. Clacă? Da. Știu că mai de mult și la coasă și, nu? Da. La coasă, după fân, toamna, iarna. Se mergea cu prietenii, cu... prietenii, cu cunoștințe. Cu neamurile. Neamurile. Acum, e bine că uite, ne mai putem ajuta. Da, cum să nu, că nu. Terminați mai repede, astăzi, 1 mai, da. Voi sărbătoriți prin astăzi muncă. După aia, cred că mâine, poi mâine, vedem. Merem la pădure. Deja? Da, la pădure, la colibă, cum spune. Da, da, da. De la munte, cred că după 1 iunie. Cam așa zici? Da. Da, aici în munte unde, la colibă? La Copăcioasa. Pe Tirici în sud. Aha. Ne chem și pe noi să vedem. De acolo, de la mine, de la casă, pe drumul la sud. În sus, încolo? Da. N-am fost niciodată. Nu m-am știut că pe toți, bă, să venim la sud. Uite și fratele nostru, Luci. Doamne ajută. Doamne ajută. Câte oaie azi de tuns? 70. 70. Că șterpele tuns. Și berbeci. I-am tuns săptămâna trecută. Și mi-a rămas numai astea cu lapte. Dar le tuns și în funcție de timp. De aia acum ai mai lăsat de mai tuns mai târziu. Cam după 1 mai, 5, 6, 7. Da. Și când poți să adun acum, prietenii, că nu toți oamenii pe da. Repede înainte. Și dacă au putut și băieți, am zis că hai da. Să. Și seara le bagi aici în Săiva. Da, șop, la Săiva. Au dat să vină săptămâna, au dus o vine și ce satul, a? Da, 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 vezi? Acasă nu mai... n-am mai întâlnit.
Super Olton. Super Olton, dacă ne saturăm, nu mă apreciem după aia. Luci, la tine nu mă așteptam. Dar de ce te sună Cosmin? Până azi dimineață. Acum înainte. Dacă te-ai cam așa la bicuare. Eu, Doamne, bate-l. Ce faci o curăț cu acetia? Doamne, pe nici că merg aleții. Ie? Ia să-l... Să tai la montaj. Taie, porc. Liviu! Da! Care faci? Nu trebuie. Ia mai repete, Liviu, odată, cum ai spus? Băi, lăsați-l și pe lăsați-l. Eu. Și el. Băi, îl mai las la asta pe-un picior, măcar. Liviu. No, gata, da. Nu-ți bate, bă? Gata! Mai continuă. Că tu știi la tine cum... Dă-i tu să nu mai vin eu până acolo. Tot așa ca așa. Vezi că nu mă vin acolo. Două săptămâni. Nu cred. Eu știu cum stau treburile, nu știu, nu mai uita. Nu, uitați cum. Ăsta pe râs. Anul ăsta mai face treaba asta. Ia am de la anul să-și refacă singur. Nu e copil. Dar ne facem ca două mașini. Da. Am avut acum 2 ani. Trebuie să tunde și voi repede, că să nu zăboviți iară să stați mai puțin. Uite-te ce și-o dat drumul, Lidiu, bă. Îți dă drum pe aici? Da. Pe la hață, de iarba mare, așa e pe la hață. Da. Mare, și am fost acum o săptămână. Da. Și era mare. Da. Da. Arată. Îți dai seama, aici e mică, dar la munte. Am fost în Muncelu... Nu, și în Biron, dar atunci, bine, era zăpadă, dar... Am fost în Muncelu Jețului, știi? Și se topise numai în părțile astea de nord mai era zăpadă. Știi unde nu e? Muncelul Dobrăi, că acolo chiar nu, bat... Nu, e chiar față. Da. Ia s-o duc. Hai. Scolo că te duci acolo la el. Da, n-ai ce face, nu. Asta-i
harnic, mă. La 5:30 începe tot în ziua. Mulgem, facem brânza și plecăm la treabă, nu stăm. Corect. Gata, altul. Vai de mine, Lucian. Uite, bravo, bravo, îmi place, Lucian. Lasă că te pup. Lasă-mi ei să ia. Te pup eu după aia, Lucian, iar nu avem vreme. Lasă-mi ei să ia. Trage poarta, uite. Poate-te un pic de aici, te rog. Urma! Cât ciobă și lege e. E miorită. Are, bă, are marfă, n-ai ce să zici. Uite, de și a lui tot a lui. Ai terminat din furat. Ai terminat din furat. De pe la Marioni, de pe la băiețe ăștia cu ei, știi? Tot așa cu așa, nu poți să ții ceva în curte. E tot ce are și... Bă, mamă, bă, unde te ridici? Ia, iuze, să... Ia, să... Hai cu o țire într-un loc. Draga mea! Nu poate un timp, așa? O plumat, nu. Te-ai băgat la copul ăla, pe. Ne? Da, da. Vezi, de acum colo, s-a uitat la copul tare. Ha? Vezi, de acum colo, s-a uitat la copul. Acum câteva zile le mergeam la șopă. A fost vechi. Vineri, câmbă, tău. Umbla sa ceva, umbla. Bă, nu, o duc pe să nimic. Ce? Pe mine? Ce? Pe mine la tine, mi-a duc o pilă de aia de drum. Ai luat asta lui Sierra, Bob, la oi. M-a stricat pe tine. Cred că azi nu trebuie nimic de la cine să-l scot tot. Se ține Dumnezeu în arab. Tot așa, spui la toți, bă, că le-a dat la ea, am făcut, am direct. N-am prea mințit. Nu? Dar nici ai dat. Am văzut cu Nicu Grunt, că au zis că... Cum ar fi mâine, vinea și ea. Lasă-mi vece, dacă vrei. Da. A, și eu zic că mere la fiică să la tine. Îi tot prind și pe aia pe mine. Nu știu cum va fi lucrul ăla. Zicul Luciane. Da. La cel mașină de tine, eu mi-a trafit o mic cu voastră. Nu am mers, mă. Uhă, e tu ars, da? De ce nu le mai tuși cu mașina, Cosmine? Numai că e alta. Anul trecut era cu Jack, amândoi aici așa să ce plângeau, amândoi cu mașine, trrrr. Adică o ars, nu mai mers. No, purea e toată valea pe aceea, he? Bă, alea bune și alea, să le măci opresc. Le mai curăț, să le mai... Mă lasă, vreau de curățare. S-o curățare e tot, da. Oricum, în primul an o zbrăi. Ai ajuns tot la foarte. Și după aia, aveți ce să fie? Nu, pe el, de pe motor.
Ai ajuns tot la forfe și stai cu minte. Că n-am luat de-a profesională, mă. Păi nu, că te uiți la bani. Acum, vezi cum e, trebuie. Și tu aștepți să-ți dea unul de pomeană. Să vezi ce faci aia. La băi, mă vezi ce faci aia? Eu? Da. Nu-i nimic. Cum am? Stai, la băi.